Ei, păi am ajuns înapoi. Salutări! Am ajuns aici, înapoi, la locul meu de sufletel. Așa. Și o să încercăm să mai cleanizăm situația un picuț azi. Pentru că e frumos. Este foarte frumos afară. Și... ce mai cățel? N-am haleu la mine, sorry. Da, și este foarte frumos afară. Mâine se anunță ploaie, se anunță nașpa. Acum mai e ceva vânt. Și să vedem azi pe liniște, pentru că dațile trecute am avut pe mama și pe fiica mea cu mine și numai liniște n-a fost. Și azi vom sta pe liniște maximă, absolută, totală și absolută. Și să vedem ce zice. Să vedem ce zice, pentru că așa merge seara cu mujdei. Într-adevăr, nu prea am eliberat până acum, pentru că mie îmi place foarte mult să mănânc cu mujdei. Deci aș mânca numai pește cu mujdei. Făcut cu mujdei de usturoi. Și, nu, 3-4 peștișori pe care am avut până acum. În cele 2-3 partide de pescuit. Da, cam asta a fost treaba. Și bineînțeles că am agățat fix de unde nu trebuie. Așa. Monofilamentul. Da, să vedem. Care-i treaba azi? Avem prima capturică. Așa. Primul capturic pe ziua de azi. Op, 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 op. Bă, dacă de mic ești, atât de rău ai luat-o. Nu te mai zbate, te iau două ochișori. Hai să nu-ți rup gura, băi, bă, da, ai luat-o, mă, frate. Ai luat-o cu toate trei, ai luat-o, firea la mea, să fie. Hai să nu te rup, cum ne mai fac eu să nu te rup? Cum fac eu să nu-ți rup gurița aia, mă? Ia zi, cum fac eu? Hai, ce-ai luat-o? Stai, măi, stai, măi, așa, s-a agățat, da? Ce să dezagheze, că nu s-a dezagheze nimic. Hai că-ți rup gurița, praf te fac. Aaaa, nu. Cum îți rup, mă, frate, mă, că te-ai făcut varză, te-ai făcut. Ia, așa. Hai să... așa, mă. Ia să-ți facă ție something. Ia fă-te tu mai mare. Hai, revinuți. Reveneală, bă. Hai, reveneală. Hai, reveneală, tai-o. Așa, bravo. Așa. Și vină tu că te faci mai mare. Oh, frumușel. Ia, scoate tu. Ia uită-te un pic la mine, așa. Hai. Ia uite ce frumos e. Ia uite-l ce frumos e, hai. Da. Asta e frumos el, foc. Iar am un super atac. Am un super atac la mal. Și trebuie să discutăm la modul serios cu acest monstru
Hai să nu-ți rup gura mea, stai, mezenez rup gura mea, așa. Și facem acest, cu acest monstru, facem o treabă foarte importantă. Du-te, monstrule, și fă-te mare, du-te înapoi, bă, nu pe mal. Adus. Așa, monstrule. Ei, acum pe seară ar trebui să fie treaba. Vorbesc foarte încet. 18:33. S-a mai domolit și vântul. Prea a fost treaba azi. A fost tăia doi mici. Și, ia uite, a fost tăia doi mici. Nu prea e nici activitate pe malul apei, pe suprafața apei. Dar, mă bucur că am descoperit super wobbler-ul. 3 grame. Wobbler de suprafață. Nu mai știu cum îi zice, dar o să... Deci, asta este drăcia care îmi face treabă de câteva zile. Și... Da, nu o să mă mut nici pe alt loc. Pentru că mi-e comod să vin aici, ajung de acasă foarte repede. 40, 35, 40 de minute cu bicicleta, cu e-bike-ul, cu 40 la oră, sunt aici. Și câteva ore pe seară trebuie găsite. Singura problemuță este că zilele următoare se cam anunță nasol cu timpul. Se cam strică vremea. Am impresia că Maria sa cu solzi știe treaba asta. Întotdeauna el o știe. Și o știe mai bine decât ăștia de la meteo. Și, cum am zis, azi am avut pe la Măricel, care ăla merge la Tigaie. Pentru că ador să mănânc pește cu mujdei de usturoi. Și pe ăla îl opresc pentru Tigaie. Pe doi i-am redat la mama natură. Să-i facă mai măricei un pic. Că așa e frumos. Trebuie să mai și dăm înapoi. Pentru că eu în sud am fost învățat nici măcar la icre să nu dau drumul de la pește. Dar m-am mai educat și eu. Ia uite, o mică săritură fix lângă wobbler-ul. Mi-am dat cu wobbler-ul. Deci activitatea e foarte, foarte, foarte mică. Da. Și ce să zic? Aș mânca pește cu mujdei dimineața, la prânz și seara și, dacă se poate, o masă și peste noapte. Și cam... mișto și partiduța asta, totuși. Până mai am, cred că, vreo 40-45 de minute de 18:37, cred că maxim o oră de lumină. Poate mai vine vreo bucățică frumușică. Hai să vedem.